Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Efeseni, capitolul 6. Vom citi două versete, versetele 17 și 18. Ephesians chapter 6, verses 17 and 18. Și cuvântul Domnului spune așa: luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș vrea să spun și eu Happy Mother's Day la toate mamele. Și mă gândesc la mama, cât timp a petrecut ea în rugăciune pentru noi și desigur că și dumneavoastră. Adevărul este că nu știu, mulți din noi care suntem aici suntem ca rezultat al rugăciunilor mamelor noastre, nu-i așa? Rugăciunile lor, sacrificiul lor, jertfa lor. Și o să avem o rugăciune specială pentru mame în această dimineață și să ne rugăm pentru ele. Domnul să le binecuvânteze, să le întărească pentru slujba care o au. Astăzi este ultimul mesaj din seria aceasta de mesaje, din armura Duhului. Am vorbit până acum de 5 din componentele armurii Duhului și astăzi vom vorbi de ultimele două. Desigur că Domnul ne-a pregătit pentru fiecare din noi, pentru lupta cu care ne confruntăm. Fiecare persoană care este aici, dacă am stat de vorbă cu fiecare și dacă am vorbit despre luptele interioare, fricile, temerile, necazurile cu care vă confruntați, fiecare care este aici trece pe undeva. Mai mult de atât, vin zile foarte grele în viața noastră, ziua cea rea, cum spunea textul acesta. Și pentru astfel de zile, pentru astfel de lupte și încercări, Domnul a pregătit o armură pentru fiecare din noi. Dacă noi ne îmbrăcăm cu această armură, cuvântul lui Dumnezeu ne promite, ne garantează, dacă vreți, ca noi, după ce trecem prin aceste încercări, că noi vom rămâne în picioare după ce vom fi biruit totul. Nu este necaz, nu este criză, nu este circumstanță prin care Domnul nu ne dă abilitatea și resursele necesare ca noi să fim biruitori. Astăzi vom vorbi despre ultimele două componente care sunt ofensive. Și primul punct din acest mesaj este: luat și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia aceasta care este atât de importantă. Și mi-am intitulat mesajul pentru această dimineață: atacul este cea mai bună apărare. Defense is the best offense. Offense is the best defense, pardon. Atacul este cea mai bună apărare. Desigur, atacul împotriva vrăjmașului. Cuvântul care este folosit aici pentru cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul rema. Că este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu care este deja revelat, care ne-a fost revelat nouă. Și de data aceasta, parte din armura aceasta, sabia aceasta, nu este doar pentru apărare. Până acum am fost înzestrați cu o armură de apărare la primele 5 componente. Toate acestea au avut menire atunci când vine vrăjmașul să ne atace, această armură să ne apere de loviturile vrăjmașului. Dar dacă am avea doar o armură defensivă, atunci nu poți decât să te aperi, nu poți ca tu să mergi împotriva vrăjmașului să-l pui pe fugă. Și Domnul în armura aceasta ne-a dat arme, dacă vreți, ca să-l punem pe vrăjmaș pe fugă. Una din aceste arme, care e parte din armura, este sabia, care este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia, în diferență de celelalte componente din armură, este ceea care este în afară de tine. Penetrează, merge împotriva cuiva, împotriva vrăjmașului. Această armă poate să decapiteze, poate să taie, poate să distrugă și este vorba de uneltirile vrăjmașului. Cum folosim noi această sabie într-un mod practic? Declarând cuvântul lui Dumnezeu potrivit cu circumstanța, cu argumentul, cu necazul, cu strâmtorarea cu care
noi suntem cu care ne confruntăm. Știți, atacurile vrăjmașului care vin la fiecare din noi și vin la nivelul minții, vin în forma de cuvinte. Ceea ce auziți sunt argumente. Răspunsul nostru la atacurile vrăjmașului trebuie să fie la fel, formulate din cuvinte. Noi nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Răspunsul nostru la atacurile vrăjmașului și acesta trebuie să fie din cuvinte. Spune cuvântul Domnului, Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 11. Ei, adică noi, l-am biruit pe cel rău prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Observați, parte din armura defensivă a fost platoșa neprihănirii. Nu putem să mergem împotriva vrăjmașului dacă problema noastră cu păcatele noastre, cu greșelile noastre, nu a fost rezolvată. Dar la fiecare din noi, atunci când vine vrăjmașul cu condamnare, primul lucru care facem, alergăm la tronul de milă și de îndurare și cerem sângele Domnului Iisus Hristos să ne spele și să ne curățească. Odată ce problema păcatului nostru este rezolvată cu Dumnezeu, putem să merge în ofensivă și spune, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Observați că avem nevoie, este nevoie, la lupta care dumneavoastră aveți, este nevoie de cuvântul mărturisirii dumneavoastră. Este extraordinar că cuvântul acesta al Scripturii conține atâtea adevăruri minunate, sunt scrise pe paginile Scripturii, dar lucrurile acestea trebuie mărturisite, trebuie declarate de fiecare din noi. Și primul act de credință în lupta noastră ofensivă cu vrăjmașul este ceea ce noi declarăm, fiecare din noi, cu gura noastră. Știți, spune Scriptura, credința fără fapte este moartă. Dacă noi spunem că credem acest cuvânt al lui Dumnezeu, l-am strâns în inima noastră, îl avem, faptul care demonstrează că noi credem acel cuvânt este ceea ce declarăm cu gura. Dacă noi credem acest cuvânt, îl declarăm. Este mărturisirea noastră. Și la problema cu care ne confruntăm, luăm sabia cuvântului și începem să declarăm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu la problema noastră. Și lucrul acesta îl vedem la Domnul Iisus, îl vedem la apostoli, îl vedem în Scriptură. Și Domnul Iisus ne dă un exemplu în Matei capitolul 4, ispitirea Domnului Iisus, cum l-a biruit el pe vrăjmaș. Și spune, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu să fie ispitit de diavolul. De multe ori ne lasă Domnul să trecem prin anumite văi, prin anumite pustiuri, ca noi să trecem niște teste. Știți cum cei care termină liceul acum trebuie să dea SAT tests. Dacă ai terminat un subiect la facultate, trebuie să dai un examen la sfârșit, să spui că stăpânești subiectul acela. Și ne duce Domnul în anumite locuri ca noi să biruim prin cuvântul Lui. Și spune, acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Se vede că Domnul nu a mâncat, dar a băut apă, pentru că primul instinct este de sete. După 40 de zile, lui s-a făcut foame. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă în pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua de mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Domnul Iisus răspunde, de asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă Satano, i-a răspuns Iisus, căci din nou este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești.
Atunci diavolul a lăsat și deodată a venit pe Iisus, a venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Observați aici ceva. De fiecare dată când vine diavolul, vine cu întrebarea aceasta: dacă. Dacă. Știți, atunci când vine diavolul la mintea noastră, dacă sunteți foarte atenți, gândiți-vă la argumentele care vă doboară. Sunt argumente care vin la nivelul minții la care noi cădem. Și vine diavolul și întreabă: oare chiar așa este? Dacă e adevărat. Și tot scopul este ca să pună un fir, o sămânță de îndoială în inima noastră. Dacă noi nu am avea acea sămânță de îndoială în inima noastră, noi am dormit foarte bine noaptea. Dar scopul vrăjmașului este să pună o sămânță de îndoială la cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus însă a răspuns de fiecare dată: este scris. De fiecare dată citatul a fost din cartea Deuteronom. Cartea care este pusă sub semnul întrebării din mulți așa zis teologi liberali. Foarte interesant. La orice argument al satanei, Domnul Iisus a răspuns cu: este scris. Aceasta este sabia care ne-a pus-o Domnul la fiecare din noi, la îndemână. La luptele care le avem noi, Domnul așteaptă de la noi să luăm această sabie a cuvântului și să declarăm și noi: este scris. Știți că diavolul este frică de acest cuvânt pentru că este sabia, aceasta este ofensivă, merge împotriva vrăjmașului. Și atunci când sabia asta merge împotriva vrăjmașului, el dă înapoi și a plecat de la Domnul. Cuvântul mărturisirii noastre este foarte important. Și aș vrea să vă întreb în această dimineață, la necazul dumneavoastră, la problema cu care vă confruntați, care este cuvântul mărturisirii dumneavoastră? Ce mărturisiți cu gura în momentele acelea de criză, de frustrare, de durere? Ce rostim la telefon atunci când vorbim cu cei mai dragi ai noștri? Ce spunem despre soțul sau soția care o avem? Despre copiii noștri? Despre finanțe? Despre sănătate? Despre viitor? Știți cât de multe vorbe de frustrare se rostesc în astfel de momente în loc de ce este scris aici de cuvântul lui Dumnezeu? Știți că sunt părinți care declară peste copiii lor vorbe de genul: tu nu ești bun de nimic. Vai va fi de tine. Sunt comparați cu alți copii. Și astfel de afirmații, să știți că nu sunt fără însemnătate. Am întâlnit oameni adulți care încă erau afectați de ce le-a spus tata când ei erau copii. De afirmații care erau mai degrabă blesteme. Spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 18, cu versetul 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii, în puterea la ceea ce mărturisești, în puterea la ceea ce declari cu gura ta. Și observați, nu este doar moartea, este și viața. Putem să declarăm binecuvântare, viață, ridicare, cuvântul lui Dumnezeu. Sau poate să fie un blestem, ceva care să aducă moarte. Cuvântul mărturisirii noastre poate să fie unul bun sau poate să fie unul rău. În Psalmul 39, primele două versete, scrie așa: ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Foarte interesant. Ziceam, îmi voi pune frâu gurii. Cât va sta cel rău înaintea mea? Am stat mut, în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit. Și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Un om care cunoaște importanța la ceea ce declară, la cuvântul mărturisirii, este un om care spune, voi veghea asupra la ceea ce vorbesc. Voi veghea asupra căilor mele să nu păcătuiesc. Și spune aici, îmi voi pune în frâu, am stat mut, în tăcere, am tăcut. Se repetă. Focusul este într-o atmosferă, când nu ești într-o stare bună spirituală.
The best thing you can do is not say anything. Știți, există o tendință la noi, atunci când suntem în situație de criză, să dăm drumul la gură și să vorbim. Și credem că dacă vorbim în acele momente, ne ușurăm cumva. Am observat în viața mea, în astfel de momente, când am venit acasă, frustrat de anumite lucruri din viață, unde așteptam răspuns de la Domnul și parcă i-am zis soției mele, la Violeta, ascultă-mă. Și să dau toată durerea aceasta. Știți ce am realizat? Niciodată nu m-am simțit mai bine când am terminat de spus ceea ce am avut de spus. Am fost mai rău de atunci când am început. Și aici este o regulă pentru fiecare din noi. Dacă nu putem să binecuvântăm, să declarăm cuvântul lui Dumnezeu, mai bine să tăcem. În astfel de momente, tăcerea este de aur. Pentru că moartea și viața sunt în puterea limbii. Dar în astfel de momente, ce să facem? Singura armă care sfărâmă argumentele celui rău este sabia cuvântului lui Dumnezeu. Doar cuvântul acesta al lui Dumnezeu are viață și putere. Fraților, gândiți-vă, tot ceea ce vedem noi a fost creat atunci când cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Tot ce este a fost creat la cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul ne oferă cuvântul lui ca o sabie, o pune în mâna noastră. Cuvântul acesta are putere. Lupta noastră nu este cu cei din jur, nu este nici cu situația cu care ne confruntăm. Adevărul este că lupta noastră, fraților, este lupta credinței. Să rămânem în credință la ceea ce a declarat Dumnezeu. Și observați ceva din textul acesta. Spune, luați sabia Duhului. Foarte interesant. Sabia aceasta nu este a noastră. Este sabia Duhului. Dacă cineva trece prin parcare și întreabă cineva, a cui este mașina aceasta? Și arată cu degetul spre mașina mea. Ce spuneți dumneavoastră? Este mașina fratelui David, da? Sau dacă mergem la mașina la altcineva, spunem așa. Și aici spune, luați sabia Duhului. A cui este sabia aceasta? A Duhului. A Duhului. Sabia aceasta trebuie să fie mânată sub inspirația Duhului, cuvântul acesta. Atunci când sabia aceasta a cuvântului nu este în mâna Duhului, sabia aceasta omoară. Știți că fariseii omorau pe oameni cu sabia aceasta a cuvântului? Luând cuvântul acesta al lui Dumnezeu după mintea lor. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care o spunea fratele Pavel Riviș Tipei, fostul președinte al cultului din România. Spunea că era în România la o biserică și a fost chemat de un tată să vină la el acasă. Spunea, frate Tipei, copiii mei au crescut mari acum, nu mă ascultă. Nu vin la biserică. Frate, vino, te rog, și stai de vorbă cu ei. Și a spus, bine, după biserică, după program, am să vin la tine acasă. A ajuns la el acasă și tatăl acesta a început cu the same complaints. Frate, vorbește copiii aceștia, nu mă ascultă, nu vin la biserică. Unul din ei n-a mai putut și i-a spus fratelui Tipei, frate Tipei, ți-aș spune mai multe, dar bătrânul e aici. Fratele Tipei a înțeles că ceva nu-i kosher acolo și a zis, frate, nu vrei să ieși afară să mă lași pe mine doar cu copiii, să stau de vorbă cu ei? Sigur, a ieșit afară. A început fratele Tipei să ia la întrebări, dar ce se întâmplă cu voi? Care? Și spunea, frate, să vă spunem ceva de tata. Când eram mici și eram în biserică, dacă nu eram perfect atenți, vedea ceva la noi, ne-am întors, am spus o vorbă în biserică. Bătaia care ne aștepta acasă era vai de noi, cruntă. Când venea tata acasă de la lucru, ne punea să memorăm anumite pasaje din Scriptură. Dacă nu le memoram în timpul stabilit de el, bătaia care o luam de la el era soră cu moartea. Fratele Tipei a înțeles ce s-a întâmplat și copiii dragi. Voi aveți un Dumnezeu care este total diferit de cum înțelegeți. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu de dragoste, de bunătate, care vă așteaptă, care vă oferi mântuirea. A ieșit din cameră și s-a întâlnit cu tata acesta și a spus, îmi pare rău să spun, criminalul spiritual al familiei tale ești dumitale.
prin ceea ce ai făcut, pentru că l-a prezentat pe Dumnezeu într-un mod așa de rău. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 3 cu 6, căci slova omoară, dar Duhul ce face? Duhul dă viață. Știți? Și diavolul vine cu pasaje din Scriptură, dar vine ca să omoare. Vine cu ele ieșite din context. Și haideți să trecem la ultima armă, a șaptea și a doilea punct al predicii mele. Și arma rugăciunii, care este o armă ofensivă. Spune versetul 18, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința. Ultima armă ofensivă este arma rugăciunii. Și observați, la fel dacă cuvântul a trebuit să fie în mâna Duhului, rugăciunile spune, faceți în toată vremea, prin Duhul, calificarea tot felul de rugăciuni. Nu poți să faci rugăciuni fără să fie călăuzite de Duhul Domnului. Rugăciunea aceasta, inspirată de Duhul Sfânt, este o armă ofensivă. Știți, noi foarte repede oscilăm între a fi firești și spirituali. Domnul îi întreba pe ucenici, cine spun oamenii că sunt? Și au început să spună, ești prorocul, ești... Și voi cine spuneți că sunt? Și Petru declară, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, Petre, asta nu vine de la tine, Duhul Domnului. În alte cuvinte, Petru a fost în Duhul în acest moment și a primit acea inspirație. Apoi Domnul a început să vorbească, că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească, să moară. Și Petru imediat, din nou, iar el cuvântul. Doamne ferește să ți se întâmple așa ceva. Și ce spune Domnul? Înapoi a mea Satano. Care era inspirația de data aceasta? Cel rău. Știți că de multe ori noi nu suntem conștienți de ceea ce ne inspiră? Dar Domnul vrea ca noi să facem rugăciuni prin Duhul. Spune în Romani, capitolul 8, cu versetul 26. Și tot astfel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Un statement extraordinar. Noi trebuie să ne rugăm într-un anumit fel și nu știm cum. Și ne întrebăm, dar Doamne, cum mă pui să mă rog o anumită rugăciune care eu nu știu? Cuvântul acesta răspunde. Și tot astfel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Rugăciunile și cererile noastre prin Duhul se despart în două categorii. Prima, sunt rugăciuni care sunt inspirate de Duhul Sfânt. Momente care noi suntem disponibili Duhului Sfânt și Duhul Sfânt ne dă inspirație să ne rugăm pentru anumite lucruri. Nu vi s-a întâmplat în moment ce vă rugați să vă rugați pentru un lucru care v-ați mirat, v-ați auzit cum v-ați rugat. Și ați observat mai târziu că inspirația aceea a fost de la Duhul Sfânt. Mi s-a întâmplat lucrul acesta. Și Domnul așteaptă ca noi să fim disponibili Duhului Sfânt să rostim astfel de rugăciuni care sunt inspirate de Duhul. Dar a doua categorie sunt rugăciuni duhovnicești făcute prin darul vorbirii în alte limbi. Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni capitolul 14 cu versetul 2. În adevăr, cine vorbește în alte limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege. Și cu Duhul el spune taine. Observați, sunt felurite limbi. Am mai vorbit despre aceasta în biserică. Sunt limbi care sunt o dovadă pentru cei din lume. Vorbim în limbi și vorbim într-o limbă omenească pe care noi nu o cunoaștem. Dar sunt limbi care nu sunt pentru cei din jur. Spune în adevăr, cine vorbește în altă limbă, felul acesta, nu vorbește oamenilor. Nici un om nu o să-L înțeleagă, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege. Și cu Duhul el spune taine. Cu Duhul el spune secrete. Sunt lucruri care când noi ne punem la dispoziția Duhului Sfânt, vorbim prin darul vorbire în limbi, în acele momente Duhul nostru se roagă secrete dacă vreți. It's encoded. Diavolul nu înțelege ceea ce ne rugăm noi. Și în astfel de momente, Duhul Domnului mijlocește pentru noi, pentru nevoile care noi nici nu le cunoaștem. Spune în 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 4, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși,
Dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Aș dori ca toți să rostiți astfel de rugăciuni care sunt adânci. 1 Corinteni 14 cu 14. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, nu vine de aici. Dar mintea este fără rod. Ce este de făcut? Atunci mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Este vorba de o balanță, să ne rugăm cu inteligență, să ne rugăm rugăciuni care sunt intenționale, dar să ne rugăm și cu Duhul, să dăm loc Duhului în viața noastră. Știți, fraților, dacă nu am progresat la o problemă și nu putem să punem degetul pe problemă, este timpul să ne rugăm prin Duhul. Este timpul să lăsăm ca Duhul Domnului să mijlocească în noi și prin noi. Avem nevoie de aceste rugăciuni inspirate de Duhul Sfânt. Și poate sunt unii din dumneavoastră aici care nu ați mai vorbit în alte limbi de multă vreme. Știți ce a spus Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului Timotei? 2 Timotei 1 cu 6. Spunea, de aceea îți aduc aminte ce să faci. Să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Știți ce? Când spune să înflăcărezi ceva, imaginați-vă că a fost acolo un foc mare cândva, ziua botezului cu Duhul Sfânt, când a venit darul acela. Și au trecut ani și a rămas ceva acolo care abia mai pâlpăie. Și Domnul îndeamnă pe Timotei și pe noi, înflăcărează darul care este în tine. Atunci când începem, cum putem să facem lucrul acesta? Laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, Psalmul 22 cu versetul 3. Totuși, tu ești cel sfânt și tu locuiești unde? În mijlocul laudelor lui Israel. Atunci când noi îl onorăm, îl lăudăm, îl cinstim pe Domnul. Spune că God inhabits the praises of his people. Laudele noastre îi oferă un tron al lui Dumnezeu și el vine și se așează pe acel tron. Fraților, noi nu am fost botezați cu Duhul Sfânt să avem o insignă pe piept care spune noi suntem penticostale, am fost odată botezați cu Duhul Sfânt. Nu, este o armă spirituală care Domnul ne-a dat-o. Invit pe cei care au florile și copiii să pregătească în concluzie și grupul de închinare. Domnul ne-a chipat cu tot ce avem noi nevoie pentru lupta aceasta. Vă întreb, care este singura parte a soldatului care nu este acoperită de armură? Spatele. De ce? Noi nu avem voie să întoarcem spatele vrăjmașului atunci când suntem confruntați, când avem confruntare, când suntem în luptă. Pentru că Domnul ne-a dat totul ca noi să fim biruitori. Dacă ne întoarcem spatele, ne vom trezi cu o suliță, cu o săgeată, cu o sabie în spate. Dumnezeu ne-a dat toată această armură și singura direcție pentru noi este să mergem înainte. Spunea Domnul Iisus în Luca, capitolul 10, cu 19. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Și spune cuvântul Domnului, Romani 8, cu 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Fraților, Domnul nu ne-a chemat să fim o victimă, ci ne-a chemat ca să fim biruitori. Haideți acum să lăudăm pe Domnul cu o cântare care să onoreze pe mamele noastre. Cântarea aceasta a fost scrisă de fratele Dan Damian când era în armată și în drum spre casă pe tren, inspirat de Domnul, a scris versurile acestea pentru mama lui. Dar este pentru fiecare mamă și pentru fiecare soră în această dimineață. Vrem să le cântăm. În timpul acesta se vor aduce câte o floare, câte un cadou pentru fiecare soră care este aici, fiecare mamă și soră. Haideți să lăudăm pe Domnul!